Bună tuturor! Hai că se apropie sezonul ăsta mai friguț. Ne facem câte un poncio. Hai să ne facem câte un poncio. Eu am cam pornit așa cu ochii legați ca de obicei. Nu o să fac nimic exagerat față de ce v-am obișnuit. Vă arăt un fir deosebit de drăguț pe care mi l-am cumpărat din Bulgaria, Statex sau Pleta BG, cum îl găsiți pe internet. Ăsta se cheamă Paris. Da, se vede destul de clar. Sunt foarte prietenoși. Eu vi recomand să, dacă aveți posibilități, să vă luați de la ei. Ăsta e un fir produs de ei. E de efect. Se lucrează destul de ușor. Să se înțeleagă, nu le fac reclamă, îmi place pur și simplu ce fac. Am pornit un poncho cu 100 de ochiuri, cu andrele de 3,5. O să fac exact cât intră la un ghem. Deci atâta mi-a mai rămas dintr-un ghem. Problema e că am avut 3 galbene și una neagră. Și m-am gândit să-mi fac un poncho numai galben și încă unul galben cu negru. Dar totul e relativ. Dacă nu mi-ajunge dintr-un ghem o bucată cât să mă acopere cât de cât, o să bag, bineînțeles, încă un ghem din ăsta sau cel puțin jumătate și fac spatele, să spunem, cu încă una jumate și o laterală o să fac un umăr cum ar veni, o să fac un negru și bordură cu negru. Dar v-am spus, la mine nu se știe. Rezultatul final o să fie o surpriză și pentru mine o să fie o surpriză, mai ales pentru mine o să fie o surpriză, să văd cum îmi ajunge materialul. În rest, ce să vă spun? Vă puteți băga pe site-ul celor de la Statex, măcar așa să vă clătiți ochii. Și noi continuăm să lucrăm, că avem foarte multe chestii începute. Vă pup! Spor bun!